Vom deschide programul din această dimineață cu imnul 387. Ce fericire am pe Iisus! Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru sabatul tău, îți mulțumim pentru această ocazie de a te lăuda pe tine. Te rugăm, fii tu cu noi și aștept-ne să cântăm cât mai bine pentru slava numelui tău. În numele Domnului Iisus ne-am rugat, amin. Vă salut cu drag din Biserica Popa Tatu și în Biserica Popa Tatu. Bine ați venit la închinare împreună cu noi. Ne bucurăm să avem niște invitații așa de frumoși și de entuziasmați. Aș vrea să fac câteva anunțuri, după care va urma programul pregătit. Avem o scrisoare de transfer pentru sora Modoran Aurora, care dorește să meargă la Biserica din Văleni. Aceasta este prima citire, lăsăm o săptămână până când vom lua votul săptămâna viitoare. De la 12:30 în fiecare sâmbătă este oră de pregătire a candidaților pentru botez, așa că cei care doriți să faceți lucrul acesta, la 12:30 să luați legătura cu fratele Adrian Dragomir. În fiecare zi de miercuri, seara, avem oră de rugăciune aici, fizic, la biserică și pe online. Toți cei care doriți, vă rugăm să luați legătura cu noi. Aș vrea să vă spun că am adus câteva pliante oferite de Spitalul Adventist Medex, care în curând își va deschide porțile. Biserica noastră este foarte implicată și în acest proiect, prin liderii pe care îi avem și aici în biserică, dar și prin proiectul acela frumos pe care fratele Mohora l-a
inițiat de curând, și anume să dăm fiecare dintre noi 100 de lei, da, pentru centenarul bisericii noastre către acest proiect. Luați legătura, vă rog, cu fratele Mohora și aceste pliante să circule printre noi pentru ca să vedem în ce stadiu mai este construcția acestui spital. Vă anunț cu bucurie și despre faptul că vrem să călătorim împreună și să avem o părtășie frumoasă, așa că de 1 mai până pe 6 mai vom merge în Europa, vizitând câteva locuri, în special lagările de la Auschwitz, Praga lui Jan Hus, Viena, Budapesta. Toți cei care doresc să meargă, luați legătura cu Andra Brașov pentru a vă înscrie. Dacă mai este cineva care nu e trecut în grupul de WhatsApp al bisericii, vă rugăm să ne contactați și să vă înscriem acolo. Dragilor, am spus că suntem fericiți că sunteți aici și știu că unii dintre dumneavoastră aveți o legătură deosebită cu Biserica Popa Tatu, de fapt toți, pentru că școala voastră a fost tot un pui al bisericii noastre, Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Însă eu personal sunt legat de câțiva dintre voi care anul trecut ați participat în proiectul Popa Tatu 100, cu referire la tabăra pentru 100 de copii defavorizați. Puteți să ridicați mâna cei care ați fost în echipă. Vă mulțumesc frumos, vă iubesc. Dragilor, aș vrea să-i spun bun venit și lui Teo Brașov, noul capelan al liceului Ștefan Demetrescu. Te rog să vii până aici. Chiar dacă noi doi nu prea semănăm la exterior, însă inimile noastre bat la fel. Și avem multe, multe amintiri în comun, dar și multe planuri de viitor frumoase prin Harul lui Dumnezeu. Teo, bun venit la Popa Tatu! Mulțumesc mult! Aș vrea să-i spun bun venit și dirijorului, îl cunoaște orice român, dar aș vrea totuși să te mai vedem odată. Fratele Mihai Vejinariu, cum te simți din nou la Popa Tatu? Bun găsit! N-am avut timp să mă gândesc cum mă simt. Sunt tot timpul în priză, la 380. Bun. Mulțumim frumos pentru vizită. Dragilor, acum aș dori să citim un verset pentru comentariile zecimilor și darurilor. O avem aici pe Carina. Bun venit la Popa Tatu. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Psalmi 139:7. Atunci când păcătuim și suntem singuri, de fapt, noi păcătuim în prezența lui Dumnezeu. Una dintre cele mai sigure modalități de a fi credincioși este să nu uităm niciodată că Dumnezeu este întotdeauna lângă noi. Acest gând nu ar trebui să ne facă să ne temem sau să fim nesiguri, ci să ne bucurăm știind că Dumnezeu păsește alături de noi. Prezența și tovărășia Lui merită credincioșie deplină din partea noastră. Trăind astfel, vom putea rămâne credincioși chiar și atunci când nu suntem lângă partenerul nostru. Vom putea să-L cinstim pe Dumnezeu chiar dacă suntem singurii creștini din clasă sau de la locul de muncă. Vom trăi în conformitate cu voia Lui Dumnezeu chiar și atunci când toți cei din jurul nostru îl dezonorează pe Dumnezeu. Când îți manifesti credincioșia față de Dumnezeu, prin înapoierea zecimii și a darurilor, mulțumește lui Dumnezeu pentru privilegiul de a putea trăi și umbla în compania unui Dumnezeu al dragostei și al milei. Colecta de astăzi este destinată bugetului bisericii locale. Thank you.
Să ne rugăm. Doamne Iisus, îți mulțumim că am putut să ne întâlnim cu toții cu bine în locașul tău de închinare. Doamne, binecuvintează Tu aceste daruri, ajută-le să ajungă acolo unde este nevoie de ele. Ajută-ne să avem un program frumos și un sabat binecuvântat în continuare. Ne-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Mă bucur să vă salut cu pacea Domnului Iisus. Vrem să vă mulțumim pentru invitația de a fi cu dumneavoastră în acest sabat. La început aș vrea să vă transmit salutul directorului Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, profesorul Laurențiu Prună. Regretă că nu a putut să fie astăzi aici, a trebuit să împărțim slujirea noastră de sabat pentru elevii care au mai rămas la liceu împreună cu un invitat pe care îl avem astăzi, dar dumnealui salută în mod special pastorii bisericii, comitetul bisericii și pe fiecare dintre dumneavoastră, membrii bisericii Popatatu. Vă mulțumim pentru toată susținerea pe care o arătați și în special prin susținerea financiară pentru un număr însemnat de elevi ai școlii noastre. Și în același timp, domnul director m-a rugat să vă mai transmit un lucru. Este o bucurie pentru noi că în toamna acestui an se deschid noi clase de studiu. Vă anunțăm cu bucurie că din septembrie vor avea posibilitatea să studieze în cadrul liceului elevi de ciclu primar. Se vor deschide două clase pregătitoare, o clasă a cincea, încă o clasă de liceu, profilul științele naturii, și pentru cei care doresc să învețe deja o meserie în sistem de învățământ dual, o clasă profesională
electrician constructor. Așadar, transmiteți veștile acestea bune persoanelor interesate. În curând se vor anunța și perioadele de înscrieri sau celelalte lucruri tehnice pe care le cunoaștem în privința aceasta. Suntem astăzi aici să-L onorăm pe Dumnezeu prin muzică, să ne închinăm, să deschidem cuvântul și aș vrea doar în câteva momente, ca un gând spiritual din partea lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, înainte de a ne bucura de muzica pe care tinerii din fața dumneavoastră au pregătit-o, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră o expresie pe care o întâlnim de trei ori în Sfânta Scriptură, o expresie care are o încurajare pentru o generație de oameni stresați, alergați, chinuiți de problemele acestei lumi, acestui veac, și pentru o generație care încearcă să găsească rezolvare la aceste probleme, de multe ori concentrându-se pe lucrurile de exterior, de fațadă. Și expresia aceasta pe care o găsim în Sfânta Scriptură, nu în foarte multe locuri, dar în aceste trei locuri este semnificativă și aș vrea să vă prezint, este ridicați-vă ochii. Ridicați-vă ochii. Primul loc în care găsim acest cuvânt se găsește în Cartea profetului Isaia, în capitolul 40, versetul 26. Spune Dumnezeu astfel: ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut toate aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Ce putem vedea atunci când ne ridicăm ochii? Cât de sus putem vedea, cât de departe pot ajunge sau poate ajunge privirea noastră. Astronomii sunt aceia care, prin natura meseriei, privesc destul de mult în sus. Noi toți ceilalți uneori ne uităm în cărți, în telefoane sau în lucrurile acestei lumi. Dar dacă ar fi să ne uităm puțin în sus, așa cum privesc astronomii, doar câteva aspecte care au de-a face cu acest text pe care Dumnezeu îl spune. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Este aici un pasaj foarte amplu care vorbește de măreția Creatorului, de faptul că El ține toate aceste stele și le dă nume la toate. Cât de mult trebuie să țină minte Creatorul nostru? Sau cât de multe stele există în univers pe care să le numească Dumnezeu pe nume și să nu uite niciuna din ele? Dacă ne uităm cu ochiul liber, într-o noapte senină, nu în București, ci în afara orașului, putem vedea aproximativ 5.000 de stele, nu? Dacă ne uităm printr-un telescop mai performant, putem să ne ducem spre câteva sute de mii. Dacă folosim un radiotelescop sau ceva foarte performant, ne ducem deja spre milioane, spre miliarde. Nu doar stele, ci galaxii. Galaxia noastră, Calea Lactee, are o distanță de zeci de ani lumină. Ce înseamnă un an lumină? Distanța de la Soare la Pământ. Și lumina Soarelui parcurge cam 8 minute, nu? Distanța aceasta. Cu 300.000 de kilometri pe secundă, aproape, aproximativ. Dumnezeu spune, uitați-vă în sus și vedeți măreția creației. Nu este timp astăzi să detaliem mai mult de atât, dar sunt niște dimensiuni extraordinare, astronomice. Atunci când vrei să găsești o soluție la problemele vieții, Dumnezeu spune, ridică-ți ochii puțin. Ridică-ți ochii din preocupările tale vremelnice, din mărunțișurile acestei vieți și bucură-te de creație, bucură-te de natură, bucură-te de modul acesta în care eu ca Dumnezeu, creator, susținător, mântuitor, sunt alături de voi. O altă zonă unde găsim expresia aceasta, ridicați-vă ochii, este tot în cartea profetului Isaia și aș vrea să citesc
repede acest al doilea text, care se găsește în capitolul 51, versetul 6. Ridicați-vă ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri, dar mântuirea mea va dăinui în veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Bun, ne bucurăm de natură, dar iată un cuvânt, o avertizare. Natura aceasta se va sfârși în forma în care o vedem. Asta ar putea pe mulți dintre noi să-i deruteze și să ne descurajeze. Ce facem dacă ordinea aceasta a lucrurilor se va nărui? Ce faci dacă peste câteva luni, un an, doi sau cinci sau zece, universul acesta al tău, viața aceasta a ta va căpăta o altă turnură? Ce soluție ai la toate aceste lucruri? Soluția este dată de un al treilea pasaj, pe care îl găsim de data aceasta în Noul Testament și este partea de final, este aceeași expresie, ridicați-vă ochii, pe care de data aceasta Mântuitorul o folosește când stă de vorbă cu ucenicii săi lângă fântâna lui Iacov din Samaria. Domnul Hristos vorbește cu femeia samariteancă, între timp vin ucenicii cu hrană, dar Domnul Hristos nu mănâncă și spune: eu am altceva, e o altă preocupare în inima mea. Și le spune Domnul Hristos un lucru interesant. Găsim aceasta în Evanghelie. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Ce să priviți? Ce le spune Domnul să privească? Holdele. Zice, nu, Domnul Hristos vorbește cu ei. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Undeva martie, echivalentul nostru, abia ieșit din iarnă grâul, e verde, e viguros, dar este departe de a fi copt, de a fi strâns. Ucenicii văd în exterior, cu ochii lor, Domnul Hristos vede dincolo. Și Domnul Hristos spune: voi ziceți, dar eu vă zic. Este autoritatea lui de Dumnezeu. Ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Ce le spune Domnul Hristos? Uitați-vă în jur. Holdele sunt gata. Asta este minunea pe care Dumnezeu vrea să o propună fiecăruia dintre noi. În contextul în care lumea aceasta, în fragilitatea ei, și dacă ne uităm puțin în exterior, în ultimele săptămâni s-au întâmplat atât de multe lucruri și parcă stăm pe un butoi de pulbere, atâtea conflicte care mocnesc în diferite zone ale planetei, trebuie doar o scânteie ca totul să explodeze. Bineînțeles că Dumnezeu ține totul în mâna Lui, dar în contextul acesta al vremelniciei, al fragilității pământului nostru, Dumnezeu vine în fața noastră astăzi cu un mesaj întreit. Un mesaj întreit pe care, la rândul nostru, urmează să-l transmitem. Și lecția pe care aș dori să o înțelegem astăzi și să o asimilăm este aceasta. În goana aceasta a vieții, haideți să ne oprim din când în când și să-L recunoaștem pe Dumnezeu, Creator și Mântuitor, în viețile noastre. Să admirăm mai mult natura. Spunea o fetiță care a mers în vacanță la țară, ieșind din oraș, pentru prima dată seara vedea stelele sclipind pe cer și spune bunicii ei: bunico, dacă cerul este atât de frumos pe dos, îți dai seama ce fain ar trebui să fie pe față? Va veni în curând ziua în care vom vedea cum arată cerul pe față, atunci când Iisus Hristos se va întoarce. Până atunci, El ne-a lăsat o misiune. Priviți holdele. Priviți pământul acesta nu cu perspectiva, sau nu doar cu perspectiva distrugerii, ci priviți pământul acesta cu perspectiva mântuirii pe care Dumnezeu este gata să o aducă tuturor celor care acceptă acest mesaj de salvare. Care este rolul meu? Care este rolul tău? Care este rolul nostru al tuturor? Să transmitem vestea aceasta bună că Iisus vine curând. Despre asta vrem să cântăm astăzi. Acest mesaj îl găsim în Scriptură. Acest mesaj ar trebui să ne impresioneze inimile și niciodată să nu uităm că Iisus vine curând. Și atunci când ne uităm la natură, atunci când ne uităm la realitatea aceasta înconjurătoare a lumii, toate aceste lucruri să ne ducă cu gândul acolo unde Iisus dorește. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu pentru a transmite vestea bună că Iisus vine curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Amin.
S-au depărtat mulți ani de când ai plecat. Când ai promis că ne vei lua acasă. În taina nopții atunci am îngenunchiat la trunchiul crucii să fac popas. Aș vrea mâna-ți caldă peste pieptul meu să-mi topească sufletul înghețat, căci mi-e atât de rece trupul tot mereu. Eu nu am oferit ce tu mi-ai dat. N-am învățat să oferi iubirea ta, chiar de-am știut mereu că ai purtat semnele ce le-am făcut cu mâna mea pe chipul tău cu sânge mult pătat. Am știut mereu că mă privești de sus, dar cu greu m-am plecat în rugăciune. Căci când am greșit, m-am dus, te m-am ascuns și am văzut a mea deplină goliciune. Nu am știut cum să mă las modelat. Eu, bulgăre de lut, fără suport. Iar tu, olar divin care m-ai creat, m-ai iubit chiar atunci când erai mort. A trecut mult de când nu ți-am mai vorbit și mi-e tare dor de al tău glas. Pe drumul către veșnicie mi-ai șoptit: prinde-mă de mână, vino acasă. A fost o zi când lumina m-a atins, când raze au pătruns în al meu piept. Mâna ta de ceruri prinsă mi-ai întins și am promis atunci să te aștept. Amin.
Pacea Domnului! Vreau să dau o citire câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 1, și anume versetele de la 9 la 11. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se usuia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. De ce stați și vă uitați? Ucenicii, plini de uimire, păreau să nu fie în stare să-și ia ochii de la punctul unde iubitul lor Domn dispăruse din vedere. Cei doi îngeri au rupt vraja cu o întrebare: de ce stați și vă uitați? Cel înălțat este Dumnezeu Fiul. El v-a făcut cunoscut planurile Lui. El va veni iarăși, v-a dat o lucrare de făcut în așteptarea și pregătirea revenirii Lui. De ce stați și vă uitați? Nu suntem oare și noi câteodată niște simpli bărbați galileeni care stăm și ne uităm? De multe ori ne luăm prea în serios numele acesta de așteptători și uităm că rolul nostru nu este doar de a aștepta, ci și de a grăbi această venire. Domnul Iisus a mai zis ucenicilor înainte să se înalțe, în versetul 8: voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Haideți să fim și noi mai mult decât niște simpli așteptători și mai mult decât niște simpli bărbați galileeni. Toți din această sală suntem chemați să fim martori pentru Iisus. Domnul să ne ajute să vestim și altora vestea bună și să fim noi înșine pregătiți pentru revenirea sa. Amin? Thank you.
Pace Domnului! În această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre revenirea Domnului. Și o întrebare care aș vrea să vă pun este: cum înțelegeți această revenire? Domnul Iisus, în cartea Marcu, de următorul răspuns. De fapt, mă scuzați, Matei, capitolul 6, de la versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar care sunt aceste lucruri și ce vrea Dumnezeu să ne dea pe deasupra? Când a venit pe pământ, în lucrarea sa, el a arătat oamenilor mai mult decât un mântuitor care a venit să îi salveze și le-a arătat, de fapt, dragostea, bunătatea și încrederea. Ellen White, în cartea Evenimentele ultimelor zile, ne spune că revenea Domnul Iisus, cu toate că nu va veni atunci când ne așteptăm, necesită o anumită răbdare, o anumită pregătire. Iar ea spune că țelul nostru este acela de a le spune și altora și ce bucurie va fi când ne vom întâlni cu Domnul Iisus. În încheiere, aș vrea să spun despre Isaia. Cu toți îl cunoaștem pe Isaia, în cartea, în Vechiul Testament apare, iar la începutul lucrării sale, acesta a avut o chemare de la Dumnezeu. Cu toate că putea să răspundă că eu nu sunt pregătit sau că alții sunt mai mult decât mine, el a ales să spună, iată-mă, trimite-mă. Dumnezeu să ne ajute să avem încredere în El și să nu uităm că El va reveni curând. Amin.
Deși copiii simt că vă e drag de ei, lucrul ăsta se simte, și căldura fizică, dar și cea sufletească, totuși ei nu sunt aici acasă. Nici eu nu sunt aici acasă și nici dumneavoastră nu sunteți acasă pe pământul acesta. Nici poetul Florin Lăiu nu era acasă atunci când a scris următoarea poezie și v-aș invita ca împreună cu el și împreună cu mine să spunem cu toții: mă voi întoarce acasă, într-o zi, în strălucirea sfântă a țării mele. Cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte. De sărbătoarea-i plină de venin, departe voi fugi, tot mai departe, în țara mea iubită. Am să ajung ca un copil cu sufletul fierbinte. Să fie drumul acesta cât de lung, voi merge cu credință înainte. Și niciodată nu voi mai pleca cu inima pe drumul spre Egipt, acolo unde în bucuria mea cuțitul răutății s-a înfipt. Te voi uita, pământ țesut de oase și aburind de sânge, de martiri, cu spaime și cu râpe întunecoase săpate diabolic în priviri. Mult noi mai sta încovoiat sub vreme în țara miliardelor de robi ce-și sap adânc prin veacuri de blesteme cu atâta trudă propriile gropi. O, harpa mea, mi-e tare dor de acasă și sufăr neîmpăcat printre străini. Aud mereu o limbă neînțeleasă cu vorbe și gramatică de spini. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în raiul frumuseților natale, și rănile de acum s-or odihni când voi sfârși în cântec astă cale. La masa întâlnirii cea bogată, cu ochi jucând în lacrimi și scântei, cu atâta drag voi sta ca altă dată la locul meu știut printre ai mei. Și voi cânta atunci așa cum știu și voi sălta cu strigăte întării. Voi fi mereu o coardă de argint în simfonia marii bucurii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Închidem programul din această dimineață cu imnul 255. Doamne Iisuse, îți mulțumim că ești cu noi în această zi de sabat. Îți mulțumim că avem ocazia să îți slăvim numele. Îți mulțumim pentru acest cor și pentru aceste melodii frumoase. Te rugăm, ajută-ne să, ca mesajul pe care noi îl transmitem să ajungă în inimile fiecăror oameni care au nevoie de tine. Fii cu noi în continuare. Pentru toate îți mulțumim. Amin.
Nu-i așa că-s frumoși? Nu? Da? Așa au zis, că sunteți frumoși. Toți? Toți. În mod deosebit, vocile băieților mi-au adus aminte de perioada când cântam în corul de tineret la Biserica Sion, la Ploiești, de unde capelanul a venit ca și capelan al vostru. A fost pastor la Sion, biserica unde am petrecut mulți ani. Și mi-aduc aminte de vocea mea când era în schimbare, la pubertate și mai târziu, și cântam cu toată inima, cum cântă băieții de la bas de acolo. Nu? Sunteți bași sau tenori? Bași, normal. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați vizitat. Fără nicio discriminare, toți sunteți drăguți. Începând, bineînțeles, din față, că totdeauna fetele sunt mai în față. Mulțumim capelanului. Mulțumim Teo. Mulțumim Mihai. Mulțumim tuturor celor care au grijă de voi și ne rugăm Domnului ca să vă binecuvinteze pe toți. Uitându-ne la voi, toți cei care am asistat la acest mini-concert, probabil că toți sau majoritatea am rememorat momente din tinerețea noastră, din adolescența noastră și voi reprezentați viitorul bisericii. Și peste câțiva ani chiar veți fi niște oameni de nădejde în comunitățile în care veți fi. Domnul să vă binecuvinteze în lucrarea frumoasă pe care o faceți. Așa făceam și noi. Mergeam din biserică în biserică și cântam și vesteam cuvântul lui Dumnezeu. Și bine ne simțeam. Mulțumim că ne-ați vizitat. Să aveți izbândă în devenirea voastră ca oameni, pregătirea voastră profesională și să aveți acea asigurare că Dumnezeu este tot timpul lângă voi. Fiți binecuvântați! Vă e foame? Nu pot să spun că sunt în vizită, că le e foame. Dacă n-am pregătit nimic în aula 2, ce face? Plecați acasă și mâncați acasă, nu? Deci, sunteți invitați, masa e pregătită. Haideți să facem rugăciune acum pentru masă. E bine? Părinte iubit și scump, Tatăl nostru, venim cu adorare înaintea Ta să-ți mulțumim pentru clipele de cer pe care le-am trăit împreună cu acești copii minunați care au cântat despre Tine și despre dragostea Ta. Te rugăm să-i binecuvintezi fără deosebire și să-i ajuți să crească puternici în credință și sănătoși la trup și la minte. Dă-le izbândă în devenirea lor ca oameni de nădejde în societate și în biserică. Ajută-i să-și realizeze visurile, dacă sunt după voia Ta. Și la momentul potrivit, configurează-le în continuare existența lor ca oameni de nădejde a împărăției cerurilor. Ajută-i să rămână credincioși totdeauna, atașați valorilor Tale, valori spirituale, consistente și care ne pot garanta, datorită lucrării tainice a Duhului Tău cel Sfânt, că vom putea fi în ceruri alături de Mântuitorul nostru. Iar acum, la sfârșit, te rugăm să binecuvintezi darurile de mâncare pe care totdeauna te-ai îngrijit să le avem pe mesele noastre. Le luăm cu bucurie din mâna Ta și toată recunoștința ți-o aducem Ție, Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt în veci. Amin. Poftă bună!